trebuie să adaug și eu două cuvinte despre Republica Moldova și despre tipul de sprijin prin transfer de cunoaștere, de know-how pe care îl facem inclusiv la Ministerul Justiției, de fapt într-un cadru mai amplu al unui schimb de experiență între sistemele judiciare dintre cele două țări. Și să spun că pe 10 și pe 11 are loc un forum la Chișinău, un forum pe care l-am gândit în mod să aibă loc în mod anual, o dată la Chișinău, o dată la București, și sunt foarte încântată să anunț deja că participarea din partea sistemului judiciar din România într-un sens foarte amplu este o participare la nivel de vârf.